Vârstnicii trebuie ajutați, încurajați, respectați și valorizați. Aceasta au făcut autoritățile din Comuna Traian pentru seniorii din localitate prin implementarea cu succes a proiectului Împreună pentru Bunici. Acest proiect s-a derulat pe parcursul a 3 ani, timp în care 200 de bătrâni din Comuna Traian au beneficiat de îngrijire la domiciliu, o masă caldă pe zi, consiliere psihologică și alte servicii sociale adecvate în Centrul Comunitar Multifuncțional Traian. Prin acest proiect a fost licențiat și un serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice. La închiderea proiectului, autoritățile din Comuna Traian le-au transmis seniorilor că vor fi o prioritate în continuare pentru primărie. Obiectivele proiectului au fost atinse, în sensul că noi am avut ca și grup țintă 161 de bătrâni, pe care să-i sprijinim cu servicii sociale, să-i sprijinim prin îngrijitorii angajați prin acest proiect, să țină legătura între administrație și dumneavoastră. Am oferit și acel catering, despre care eu cred că ar fi trebuit să avem posibilitatea financiară să-l menținem. Din păcate, după toate analizele făcute, costurile sunt foarte mari și la momentul ăsta bugetul local nu poate suporta catering-ul, deși eu știu și asta o simt din interiorul meu că nu numai cei 161 de bătrâni, mai mulți bătrâni din localitate aveți nevoie de acest catering, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați rămas persoane singure, copiii au plecat, au și familiile lor, problemele lor, nu sunt zi de zi lângă dumneavoastră și dacă am fi reușit, o să mai facem discuție, o să vedem. Deocamdată, deci după închidere, fetele de la sistem, compartimentul de asistență socială, o să se ocupe în continuare de problemele dumneavoastră. Noi încercăm, în funcție de legislația în vigoare, să sprijinim atât cât avem posibilitatea din punct de vedere legal. Poate, nu știu, în timp lucrurile se vor mai ajusta, ca să zic așa, în așa fel încât să avem posibilitatea administrațiile publice locale să avem mai multă grijă de bătrânii noștri, bătrâni care ne-au lăsat ceea ce avem astăzi. Nu prea am fost noi în stare să păstrăm ce ne-au lăsat ei. Dar chiar merită, și asta o spun din tot sufletul, că merită mult mai multă atenție și am la cunoștință că unii dintre dumneavoastră masa o așteptați la poartă. Adică este clar că această nevoie a fost identificată corect. Și mă gândeam așa, bun, la mine, eu am avut norocul de la Dumnezeu să prind această finanțare care a fost în jur de aproape 28 de miliarde, 22 milioane 700 ceva, 28 de miliarde. Alte localități nu au avut același noroc și mă gândesc că și ei au bătrâni în aceeași situație ca și mine. Deci, practic, nevoia asta există la nivelul fiecarei localități din mediul rural. Mulțumim totuși de toată grijă care a trecut-o pentru noi. Totuși avem nevoie, că suntem bătrâni. N-avem pe nimeni. Spre exemplu dumneavoastră, ce pensie aveți acum? Cât este pensia? 13 milioane. 13 milioane. Și cât vă costă rețeta pe zi? Așa cum pe zi, pe lună. Plătesc foarte mult. Din pensie, dacă nu era ajutorul dumneavoastră. Dar am trebuit să le audă alții, mai de departe decât noi, pentru că astea sunt realități. Aici și astea nu sunt inventate, eu nu i-am scris, Doamne, pe o hârtie. Sunt realități culese din teren, de la oameni, dintre oameni. Cu asta se confruntă ei zi de zi. Doamna are 1300 de lei pensie. Cei de care vă pomeneam mai devreme, între 50 și 65 de ani, au 0 lei pe lună. Și ăia trebuie să trăiască și noi, ca și noi. Am reușit să ducem la bun sfârșit toate activitățile. Trebuie să remarc în primul rând eforturile pe care le-au făcut colegele mele și colegii mei de la primărie și din echipa partenerului, deci ASPC. Am avut ca obiective să licențiem un serviciu social pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice. Acest lucru s-a întâmplat, serviciul acesta este funcțional, a primit licența finală,
iar colegele de la Departamentul de Asistență Socială vor continua furnizarea acestor servicii. Un alt rezultat foarte important a fost distribuirea catering-ului zilnic pentru 161 de persoane. Trebuie să menționez că, de proiect și de serviciile proiectului au beneficiat peste 200 de persoane, pentru că pe măsură ce ieșeau din proiect unele persoane, erau înscrise alte persoane. Așa că impactul a fost mai mare decât ne-am propus inițial și mă bucur să aflu că a fost foarte bine primit acest proiect în comunitate și de dumneavoastră. Țin să mulțumesc primăriei și echipei din acest proiect pentru că a existat o colaborare fructuoasă și tind să cred că și beneficiarii au avut o contribuție mare în această colaborare. Ce s-a putut face din partea noastră ca Direcție de Generală de Asistență Socială a fost să se ocupe de partea de consiliere psihologică a bătrânilor, care se dovedește în continuare și în viitor o parte importantă, pentru că este o parte vulnerabilă a societății și au multe nevoi, multe, printre acestea fiind și această consiliere psihologică. Pentru bătrânii care au fost parte din acest proiect, o masă caldă pe zi, o vorbă bună din partea echipei coordonatoare a proiectului au fost o gură de oxigen. Cu lacrimi în ochi, aceștia au mărturisit că autoritățile le-au adus o rază de speranță și au mai uitat de singurătate și neputință. Aveți o situație destul de delicată, nu? Da. Aveți o pensie mică? Nu e vorba numai de pensie, că nu stai numai bani. Dacă îmi de singur și nu-ți deschide nimeni ușa, e rău. Și noroc cu fata care mi-aducea mâncare. Tot timpul mă întreba ce faci, cum te simți, ce te doare. Deci autoritățile locale au făcut un mare bine pentru... Foarte mult. Foarte mult. Ăsta este darul unui om care simte durere pentru oameni. Să știți că nu toți fac așa. Trec pe lângă tine, nici nu se uită. Noi vă mulțumim totuși că ați fost alături de noi bătrânii. Cel puțin domnul primar pentru noi știe foarte bine ce înseamnă și îi mulțumim din suflet. Am fost binevenit. De ce? Suntem mulțumiți. Ne-am simțit cu ziua asigurată de mâine o masă caldă la 12. Chiar de dimineață, dacă nu aveam o cană de ceai sau ceva. Aveam speranța că la 12 vine mașina și ne aduce mâncărică caldă. Uneori ni se ajunge banii, uneori nu ni se ajunge. Dumneavoastră ce venit aveți? Eu am venit de 1000 de lei. De 5 ani de zile mi-am murit soțul, locuiesc singură. E tare greu. Cu o singură pensie, întreținerea casei, facturi, medicamente și mâncare mai puțin. Ne-a fost de mare ajutor. S-a gândit foarte bine și foarte gospodar și vă mulțumim din tot sufletul întregii echipe care s-a gândit la noi, în special la bătrânii singuri, că e tare greu. Ați mai vrea să mai continue un astfel? Din tot sufletul aș vrea să mai continue. Cel puțin să știm că avem o masă asigurată caldă. Împreună cu compartimentul de asistență socială să găsim și, bineînțeles, cu contabilitatea, să găsim resurse, să intervenim poate punctual acolo unde identificăm că nevoile sunt mult mai acute și chiar
trebuie intervenit. Împreună pentru bunici, reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian prin furnizarea de servicii sociale a fost un proiect cofinanțat prin POCU 2014-2020. Comuna Traian a mai derulat un proiect cu fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro pentru a veni în sprijinul la 931 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. În urma implementării acestui proiect, 377 de persoane au dobândit o calificare și 145 de persoane au fost angajate. Au fost de asemenea înființate 22 de firme în comun în diverse domenii de activitate.